Momentul ideal ca Terex vigilență să-și facă... Oh, e un pui de carno, mă! Nici nu mai stau pe gânduri, mor direct! Răzbunarea mea! Următă de Terex, ce faceți, mă, nebunilor, mă? Este Terexul și din nou fac o foarte mare greșeală. După ce am jucat Path of Titan și mi-am rostit 2 ore pe acolo, astăzi o să-mi rostesc 15.000 de ore în DIY. Și pentru că toată lumea l-a vrut pe Geralt înapoi, l-am adus pe Geralt înapoi, dracului. Cea mai bună creatură din tot jocul ăsta, mă, Ceratozaurul, Doamne, bată-mă, Dumnezeu. Între timp eu apăsam M ca să dați hit hard. Tot ce trebuie să fac e să supraviețuiesc. O să ne distrăm astăzi, toată lumea să se ia cu mâinile de curs, să strânge în sus de bucurie. Terex postează mă joace cu dinozauri și numai ce vreți voi. A, și a început să plouă extraordinar. Bă, să-mi bag picioarele, mă, parcă mai funcționat de mică în favoarea mea. Am încercat să fac Steam Friday Night Funkin' acum vreo 2 zile, dracului. Și tot ce am aflat e că nu mai merge bine Streamlabs-ul, da. Am aflat că au făcut ăștia un update și update-ul ăla l-am terminat complet și toată lumea se întoarce înapoi la OBS Studio. Da, aparent n-a fost din vina mea problema atenție că s-a întâmplat aici pe stream care era delay-ul ăla ciudat. Și cu blagul ăla și cu toate chestiile, aparent toată lumea, mare parte de oameni au problema aia care n-au un al doilea calculator dedicat streamingului. Îți dai seama ce necesită un program întreg să necesită un calculator întreg, în ce lume am ajuns, mă. Pe lângă asta mi s-o strica dracu iarăși de chestia aia, cum îi zice, mă, oameni de driverul ăla, dracu ăla, dar îl foseam eu să filmez cu el fain așa. Și m-am dors înapoi la action, ceea ce nu e foarte mare problemă, dar hei, îmi plăcea chestia aia, că era direct apăsam un... Telefon, tașmă, nu vezi că sunt ocupat. Îmi plăcea chestia de la MDFZ, am uitat contract să numește prostia de program. Dar îmi plăcea chestia că puteam să apăs decât un singur buton și gata, începeam să filmez orice moment al existenței mele. Puteam să fac orice vreau cu programul. Din nefericire nu mai merge, s-o strica și chestia, s-o strica și driverul ăla, trebuie să-i facă ăștia iarăși update să repare. Bă, toate alea mi se strică, mă, dintr-o dată, n-am văzut așa, toate numai în favoarea mea merg. În favoarea mea, adică în sens opus. Bă, să-mi bag picioarele, mă, iară joc chestia asta, nu știu ce a tot parcă vă dore să crezi, mi așa, o să trebuia să mă prindesc în tufișul ăsta să regenerice stamina, pentru că am uitat că stamina este importantă în jocurile astea, nu-i așa, fai și distractiv. Bănuiesc că o să fie iarăși un walking simulator până o să mordă ceva. Cel mai probabil o să mor iar ca prostul. Data trecută ce am zis eu când am zis că sunt dilofozor? Fai, mă duc pe toată lumea omor. În secunda a doua am încercat să mă împrietez cu un pui de parcă ceva uzar și m-am mâncat un alozaur. Dar moră caii mei, de data asta o să fie altfel, Geralt e ruthless. Te să întâlnesc toți carnotauri aia nemernici care m-au omorât pe mine atunci să-i prind între copaci. Bine, mi-au omorât Giga-ul dracului. Și dacă cu un Giga l-am putut să fac față la o nenorocită carno, de astea încerc să pot să fac un ceautozaur. Dar hei, toată lumea știe că în trecut Geralt a avut parte de conflicte cu carnotauri în toate părțile posibile. Fai de cam eu și numai dădeam dodge, numai scheme printre copaci le făceam, mă, numai memam în continuu acolo. Poate să mai întâmplă chestia asta odată, cine știe, pe data asta o să-mi iau răzbunarea în cele de urmă. Și nu o să trebuiască să devin unul dintre ei, ca apoi să mă infiltrez într-un grup și să omor pe toți cât să așteaptă mai puțin. Ei, sunt în partea asta la docuri aici, am ăsta aproape de Twins, dracu, înseamnă că aici e Pride Rock sau cu tot mic chestia, Battle Dumnezeu, piatra aia, cu acolo, acolo. Și văd o primă potențială victimă, un pui de rex. Că prima dată a trebuit să-mi fac eu puțină stamina, pentru că știu ce s-a întâmplat data trecută când m-am bătut cu un pui de rex, mi-am mâncat bătaie, bine că era și cu un pui de ghea și am un pui de dilo. Fai de cam eu, dar ce dracu, bă, și bă, de ce toate alea sunt pui? Bă, ăla pare AFK acolo, oare își dă logout? Oricum o să am nevoie de mâncare mai devreme sau mai târziu, deci ăla o să fie victima perfectă. Nici nu știu ce naiba face acolo, bă, omul. Momentul ideal ca Terex vigilență să-și facă... Oh, e un pui de carno, mă! Nici nu mai stau pe gânduri, mor direct. Răzbunarea mea! Geralt sălbătorește, mă! Ala, am omorât un pui de carno, mi-a luat toată răzbunarea, mă, ce dracu ala... Stai, l-am mâncat pe tot? Aia a fost tot sau ce? S-au dispărut sub iarbă, nu, haide, cap, nu, a fost un dumicat de carnotaur, mă. Doamne ferească, Dumnezeu, acum hai să ne ascundem un colț ăla acolo, buguit al clădirii ăstea, să stăm acolo până se oprește și ploaie și vine și dimineața. Ca un campion, m-au trecut nici măcar 10 minute și am făcut așa o victimă, mă, fai de cam eu, nu contează că era pe care nu mă interesează ce spuneți voi. Deci a făcut victima, măi, alai, asta e tot ce contează, am lăsat urmele astea pe aici, să-mi bag picioare dacă vine cineva. Și vede urmele astea, o să știe exact că m-am pitit pe aici în colțul ăsta, dar nu contează. Cea mai mare exploit, oare pe unde îl afectează chestia asta că mă pitesc aici și că abuză treaba asta? Nu-mi pasă, chiar dacă îmi dă band în jocul ăsta și așa mai departe, nu mă interesează, îmi faci un serviciu. Se pare că sunt 69% crescut, mâncarea mea e foarte bine, apa e relativ ok, continuă să plouă, stamina se reîncarcă și Terexul crește. Bite for 69 și growth 69, eu asta o coincidență oare? Oh, nu, alt pui de carno. Îmi citeam un e-mail important primit de la o companie. Dar se pare că am fost întrerupt
cu o foarte mare bădărănie. Este de îndatorirea lui General să menținem populația de Carnotauri sub control, mă. Pentru asta a fost conceput de la bun început, să lupte cu cârnați umblători cu picioare, mă. Fix așa le zic, cârnați cu picioare, poate Dumnezeu, mă. Acum că vorbeam de e-mailul ăla Blanau, mă, mi-a primit Interex o mare sponsorizare, o mare promovare, o mare chestie de la niște oameni. Opa, frame drop-urile astea înseamnă că ceva până apropiat se spawnează. Am primit iarăși un e-mail din China, surprinzător, da, eu numai e-mail-uri din China primesc pentru ceva motiv, numai pentru chestia asta. Cea mai mare companie de joace mobile din China mi-a luat un mesaj. Și aparent e legit de data asta, nu-i nici ca-i zi jmecherie de aia dubioasă. Opa, oh, nu, aiuri. Vă zic, oamenii, să încerc un nou joc de-al lor, lansat acum în soft release. Problema că nu e lansat în regiunea noastră europeană centrală. Primar, eu nu pot să accesez chestia pe ce mi-au dat ei pe acolo. Dar e un joc așa, gen Battle Royale, Shooter, Survival, așa, interesant ca și concept, arată bine. Și mi s-a părut interesant. Problema că eu nu pot să-l accesez încă și acum oamenii fac toate posibilitățile ca să mă ajute pe mine să accesez chestia aia acolo. Na, băi, e foarte interesant, o să le cer 1000 de dolari pentru sponsorizarea asta și după aia o să fac un clip de 20 de secunde și după aia gata, asta a fost toată șmecherea și le-am dat mare scamătorie. Cum dracu ar fi chestia asta, bă, să vină oamenii la tine să zică, bă, uite, faci un clip despre jocul ăsta, dacă îți place, fine, mai colaborăm, dacă nu îți place, ia de aici banii ăștia și lasă-ne în pace, nu mai interacționa cu noi și eu o să vin să le zic, ok, fac un clip de 20 de secunde, le iau bani și am plecat, cum ar fi asta. Băi, eu ce te duc e că am vorbit de nebun și am mers în gol, așa ca prostul și nu știu unde sunt acum. Hai de capul meu, unde e naiba, am ajuns? Aș putea să merg pe proprii pași înapoi, să dau așa cu spate, să dau un marșarier. Dar hei, viața merge înainte, nu mergem în spate, că nu facem progres așa. Și în același timp acolo ar putea să fie ceva cu colții rânjiți, că abia așa să mă omoare. Dar în cel mai rău caz găsim un erbivor și erbivor de jocul ăsta mai rău decât carnivorii. Mamă, s-a auzit un spino în parte aici, nebun. Uai de capul meu. Ok, T-Rex, este momentul să ne ascundem undeva. Fai de cam, uite diferența de jocul ăsta și Path of Titans. În Path of Titans mi-a luat 2 ore să găsesc o interacțiune cu un player și bă, și interacțiunea a durat 20 de secunde. Acum, în jocul ăsta mi-a durat 10 minute ca să dau de belele, dracule, fai să mă bată Dumnezeu, bă, dar nu e ok. Și altă diferență între jocul ăla și jocul ăsta. În jocul ăla nu crești nimic, în jocul ăsta te să stai stresat, uite așa în tufiș și să-ți crești dinozaurul. Da, perfect, sigur nu sunt vizibil. Îți crezi cu 74%, mă, vai, dar repede crește chestia asta, m-am uitat cât de rapid crește. Să-mi bată Dumnezeu, băi, cred că în circa jumătate de oră sunt adult. Bine, jumătate de oră per total, deci cam într-un sfert de oră, 20 de minute, cam așa trebuie să fiu adult. Între timp am auzit mai devreme un dilofozaur pe aici, sau mi s-a părut mie, nu știu, poate plăzmurea imaginației mele bolnave. Uai de cam un fulgerul ăla stătea, bată sfinții, mă, ce m-am speriat. Paolo, ce s-a auzit, mă, iarăși. Nu știu unde mă duc, am fugit încerc în întuneric și m-a arătat, ce dracule, s-au dus un pui de raptor încolo. Ale, măcar găsești ceva de mâncare. Fainul ăla aici și cred că comunică cu raptorul ăla. Deci, prin urmare, ar putea să fie oameni de treabă. Fain, găsesc părinte adoptiv un spinozaur. Cum ar fi asta, mă? Și totuși, mi-aduc aminte că mi-am mai găsit odată un părinte adoptiv ca spinozaur. Și-au venit 3 rex păstel și un giga, dracu, și l-au omorât săracul. Hei, dar merită încercarea, nu-i așa? Ce naiba? Uite un raptor, mă, Nila, ce m-am speriat de-l. Bată-te, zei, ale, du-te acasă. Ale, dă-mi coace, bată-te, universul să te bată de chestie nașpa ce ești. Atât a fost el. Și-au omorât și un ouă aici, nicio treabă. Ale, pot să mănânc asta? Nu pot să mănânc asta, sunt full, aia, am înțeles. O, Doamne. Ce naiba? Da, dracu Velo. Mă, ce m-am speriat, mă, ce naiba? Doamne, aiu, din jocul ăsta n-are niciun pic de sens, mă. Păi de gamă ce m-am speriat. Mă, vin, domnul, a fugit pântufea, am crezut că-i un pui de raptor și după aia vin să bage de picioarele mele, ce dracu, mă. Bă, uite, spinozaurul. Uai, de gamă cum a apărut cartoful dracului în fața mea, chipsul naibii. Bă, da, e mic, nu e mare. Ce să zic, nu mă vede fraierul, alai. Bă, aș putea să mă duc în el acum, mă. Dar nu știu, un pui de spino e slab. Dar nu știu cât de puternic sunt eu în comparație cu el. Adică cât am mușcător? 81 și 78%. E ceva progres considerabil. Oare să fiu atât de cretin? Oare să încerc, oricum nu mă prind dacă începe să alerge după mine. Deci aș putea la fel de bine să încerc să fac un tovarăș prădător Apex dracului. Știi, asta ar fi o chestie bună, cu toate că o să credă 5 ori mai pe decât el, dar asta e partea a doua. Nu, uite cum îl urmăresc până întuneric, mă, să dea dracu, de toată filmul de groază s-a inversat, eu am devenit caracterul la dubios așa de umbre. S-am auzit ceva pe partea, că s-a un pute mai azor să spună pe plajă pe acolo, să-l bată Dumnezeu. Băi, jocul ăsta e dubios, rău de tot, să mă bată zei. Mai ales în atmosfera asta. Atât ai dau și o crete la jocul ăsta, frate, pentru atmosfera asta teribilă, mă.
Că venim vaia de atmosferă teribilă. Am pierdut spinozaur din câmpul vizual. Ce s-a întâmplat, mă? S-a teleportat și Aolo. Și dintr-o dată role s-au reinversat la normal. Aha! Ala-i. Mâncare la Gerald! Ala-i. Dar nu pot să mănânc, mă. Așa, da, bag acolo. Vede că s-a oprit dracu și plastea. Că mă disperat de cap să-mi bag picioare. Dacă n-am început să mă nebunească poile, mă. În viața reală, ploaia atât de relaxantă și frumoasă. În jocuri de alea, dacă nu-i frustrantă și te scate din toate mințile posibile, mă, nu te mai oprește, mă. A, dar știi că îți dai în casă, măcar nu mai auzi și chestii. A, da, și mai dun o dată, mai vine o ploaie, nu-i așa? Vine un e sezonul la musoane. Ia, mai avem apa aici, ala-i. Făi, de cam în sfârșit am găsit și niște apă. Tot timpul ăsta, eu m-am vârtit pe lângă apa asta, n-am avut habar unde e naiba, e. S-o zic ceva? Primim partea pozitivă, am găsit apă! Ala-i, mamă! Hai de cap, e un prost pătare lichidă la Gerald, mă! Fai de cap, bă. Hidrogen 2, oxigenul acum în zboară, acum până tot organismul. Bă, T-Rex minte nu are, așa că fix pe piatra asta stau, uite așa, camuflat aici și nici dracu nu știe că stai aici, nici măcar eu nu știu că stai aici. Ai mă, ai de cap, eu stai bă, așa că te să filmez, stai că fac clip, mă joc de aia, mă uitam la clipuri cu Tom și Jerry de pe Facebook, mă, ce se întâmplă, ce e aici, ia, 91%, băi, ești nebun, ala, 6 dimineața, fai de cap, eu și statistic, uai de cap, eu n-am murit de foame și nici rețete până acum, ce se întâmplă, mă, s-a făcut zi, nu-i așa, ala, e 6 dimineața, bănesc că e zi, nu, atunci începe noaptea pentru mine, dar hei, asta e partea a doua, fai de cap, eu cum de acolo, de nu mă disturba nimic, mă, fai, asta e un cuvânt, am inventat un termen nou în vocabularul românesc, fai, și zici ceva, limba asta oricum n-are nici măcar niciun sens, mai bag niște apă înainte să mă car dracule de aici, și după aia merge în aventura vieții noastre, înapoi la atunci unde am murit data trecută, e foarte interesant cum nu s-a auzit absolut nimic, toată noaptea, m-am fost așa de liniște, mă. Fai de cam, eu nu pot să spun aceeași chestie și despre blocul unde stau eu, dar asta e partea a doua. Asta e una din avantajele de jocurile video. Poți să beneficiezi de liniște și pace sau poți să beneficiezi de moarte, crâncenă și suferindă. Mă, nu știu ce dracu sunt atât de sadist și negativist câteodată, dar hei, asta e personalitatea mea, de asta mă iubește lumea. Că dacă n-ar fi așa, că lumea nu m-ar mai plăcea și m-ar bătea cu bâtii acasă. Le-aș da chiar eu destinația mea exact, dar uite-te, iar fac chestii de-astea. De ce să fiu altceva în jocul ăsta, nu știu ce aș putea să fac dracu decât să mă plimb, să caut apă, să caut mâncare, să mă pitesc în tufă și să stau acolo până trece noaptea că n-am ce să fac, că e prea întuneric și mi-e frică să mă mișc. Asta e acțiunea din DL, mă, oameni, n-ai să vezi altceva și cine e prima tot așa o să fie, când o să adaugi ăștia, n-ai vizionă sau ceva acolo, sau cel puțin când o să bagi de opozor și trodoncii, că bagă trodonii în DL, mamă, după ce că nu-i suport pe aia, n-ar că-i bagă și în DL, păi atunci chiar că o mai joc e vremea și chiar că-l dau la dracu de jocul totul. Nu știu cine sunt sau de când sunt pe pământ, tot ce știu e că vreau să mă arunc în gât. Uite acolo, opa. S-a auzit ei în partea aia, sigur nu i-am dat o trigger, nu-i așa, eu sunt la 15 miliarde de kilometri de unde s-a auzit chestia aia. Iar acolo este Twinsul, acolo ai șanse garantate că o să găsești oameni și că o să fie acțiune. Bine, nu 100% din timp, dar hei, ai o șansă acolo, relativ bună să dai de niște conflicte faine. Între timp eu cu progresul meu de 93% sunt pe care să dau dracului pe tot. Simțiți mirosul ăsta, mă, oameni, pădurea îmbietoare, mama natură, fai de cap, pixele ăștia îți îmbie plămânii cu aer plăcut, e pădure, mă, fai, miroase a conifere și amesteacă, mă. Aba n-am ce dracu sunt copaci ăștia, dar nu știu, improvizez joc acolo, adică na, există tipuri astea de copaci, ar putea la fel de bine să fie, nu știu, ghinde. Fix asta trebuie să facă ăștia, el un battle royale așa, să dea la dinozauri arme, ce dracu mai bagi oamenii în joc, pune, dă la un rex un sniper și ai rezolvat toată problema, cel mai bun joc din lume, nici dracu nu s-o mai pună cu tine. Mă, nu știu, eu aberez prostii pe ăștia, dar într-o bună zi cineva probabil chiar o să facă așa ceva și o să apară pe internet, fain de cap, nu. Na, cum se dropează frame-ul dat. Opa, văd ceva în partea dreaptă că mișcă. Ce e acolo? Voi vedeți pixelul acela care se mișcă pe ecran sau sunt eu handicapat iar? Aș vrea și n-aș vrea să văd și chestia în același timp. Că e un pui de traică la, nu? E un pui de traică la, stai așa, ia să ne furișăm noi aici. Mergem pe arel cu tufișul să nu știe că suntem în spatele lui și l-apucăm de cur. Practica asta funcționează și în viața reală dacă vrei să apuci tipe. Să știi că funcționează foarte bine. Șansele sunt că să nu-i fără moșenitor sau ceva dracu, dar hei, ia mă. Nici o șansă, uite-l cum stau acolo, mă. Ai de cap meu, ia stai așa. Nici o reacție. Mă, ce dracu-s cu jucătorii din jocul ăsta? Ce-s cu oamenii din jocul ăsta? Și ca o boală a găinilor. Nu, uite, te știu, stă ca prost, văd că l-am paralizat de frică, mă. Na, și acum să fie maică-sa până apropiere, cum ar fi asta? Adică dacă te uiți la fața lui, am trecut și-o până ce a trecut omul ăsta, adică uite-te și tu, ăsta a văzut chestii la viața lui. Mă, la șomorâ, mă.
I-aș da celălalt, frate. E al doilea prost afecat pe care găsesc pe ziua de astăzi în câmp deschis, fără niciun pic de remors, așa. Mă detin să mă adun un prădător pe acolo. Aș putea să folosesc pe ăsta pe post de momeală și ar fi foarte efectivă treaba. Dar țin cu că e servă fără reguli, eu vreau să-l moare pe ăsta și vreau să vină să mă moare și pe mine orice ar fi pe acolo. Ei, dacă tot mor, măcar să mor cu burta plină. Ala, îmi pare rău, tovarșe, dar creierul tău disfuncțional nu... Mamă, uită-te ce rezistă, mă, cartoful dracului, ala-i. Și-a făcut rost de mâncare. O să spunem că a fost o bătălie epică de proporții titanice aici, ala-i. Hai de cam eu... Bă, dar Gerald omoară tot, ești nebun, paralizează orice vede de frică. Nici nu să stau pe lângă cadavrul ăsta pe aici, adică sângele lui o să atragă alte vietăți, alte creaturi care vor să-l devoreze în același timp. Am mâncare asigurată. Nu știu ce naiba să fac în momentul ăsta. Mă pitesc în tufa asta. Asta cred că ar fi... Da, nu cred că m-ar arăta prea cinici. Uite ce știu cum arăt. Mai iau o bucătură din el că văd că se spawnează în prostie pe aici și eu sunt singurul carnivor din zonă vizibilă la ora actuală. Și nu mă deranjează că sunt singurul carnivor, sunt vizibil, aia mă deranjează pe mine. Dar hei, o să ne îndepărtăm ușor de chestia aia. Oricine este acolo poate să se înfructe din carnea lui și să lase carnea lui Gerald pe Gerald, că arată mai bine e pe el. Bă, vă dați seama că puiul ăla de trai acolo nicio treabă nu a avut, știi? Săracul o fi a fost vreo diaree explosivă, trebuie să duc omul la baie urgent să l-o chema maica să-și facă curat în cameră. Și de nicăieri să vine să întoarce și vede că era și el... Ceva progres continuat acolo, nu cred că era cine știe, cred că s-au spawnat de vreo câteva minute el acolo. Să ia aici, am vreo 10 minute, cam așa. No. Acum, bă, în zona asta nu se simte absolut prezentă de nicio formă de via, văd ceva acolo. Băi, băiete, ce e acolo, băi? E un stego, mă! Are un cuib acolo, nu stai că nu cred că e pui mare cuib, stai așa că nu e așa, băiatul meu. Cred că ne-am găsit protecție și pază asigurată. Știi cum zic eu că mi-am găsit protecție și pază asigurată, în același timp cred că mi-am găsit și eu Uai de-a capul meu, ce-o fost aia? Nu am jucat prea mult Fat of Titles, nu mai știu ce înseamnă răgnetele din jocul ăsta, mă. Uite-te la statura mea, ce dracu aș putea să-ți fac, să te gândi, te dești de la picioare? Ai de capul meu, vine spre mine amenințător. Oare ce să fac, să mă duc să-mi iau la bătaie cu ea, să dai seama ce inteligent așa, mă. Mă, omule, ce păzești acolo, bată-te Dumnezeu, na. O, oh, vai de mine, am auzit un terizinocul ăla, nu-i dă glumă, tăzitecozaura, poți să-mi bag joc de el, că nu mă prind, dar terizinozaura bagă 12.000 la oră, ești nebun la cap. Gata, domnule, aceasta este partea mea, ala-i, am făcut un trade corect, nu-i așa? Bun, acum că ne-am înțeles, pot să cresc, ala-i, bagă, mă, atâta, îs adult, fai de cameră, de cât dracu sunt eu adult, hai de viața mea. Păi, cred că ar mi-a și dat pui așa vreo jumătate de oră, dacă n-aș apăsat insertul ăla. Iar acum sunt suficient de mare că se iau stegozaurul în primire. Ia, mă, Gerald, adul, mă, cine crea că o să mai vadă așa ceva? Mă, nu știu dacă ăsta e skin-ul original al lui Gerald, dar apar n-am... Am uitat să... Uai, ce e la acolo, mă? Alea un maiazaur acolo, mă, sau ce? Sau un parazaur, Sau cred că e un alber... Da, e un albertozaur chestia, nu-i așa? Nu știu ce să zic, dar îmi fac foarte multe griji. Chestia aia, cred că e mai rapidă ca mine, nu-i așa? Dar eu am mobilitatea. Dacă încearcă să facă vreo schemă, mă duc între copaci și fac mare feinte la fraier, mă. În același timp aș putea la fel de bine să dau disable la chestia asta, că nu mi-am nevoie de ea acum, că am nevoie să văd unde dracu mă și în ce direcție mușc. Na, parcă vezi că se ia cu stegozaurul aparte, în parte. Ia stai mă așa, ia-ți facem gang pe stegozaurul ăla, mă, amândoi, tu și eu, tovarășe. Două teropode feroce, mă, ala-i. De ce și dăm moarte la fraier, doi dinozauri de non-survival ca să bat între ei acolo. Și mă bag și eu. Oh, nu, se pare că se aliază. Vor să-l pună jos pe Gerald. Auzi, întoarce rău și le e frică la tot. Tot servo să se alieze împotriva mea. Acum îmi fac foarte multe griji. O să pretind că nu-i văd, chiar dacă mă uit constant la ei și ei se uită constant la mine, dar o să pretind că nu-i văd și o să mă duc spre al doilea lac să vedem ce dracu zace pe aici. Cu toate că am auzit un terizino și n-ar fi cea mai bună idee, dar hei. Am un presentiment neplăcut că o să mor foarte curând, dar nu știu de ce. Și Gerald de obicei nu moare de conflict de chestia astea, moare că să sinucide singur, da, bună chestia asta. Gerald de obicei își pune capăt existenței sale numai de simplu fapt că nu mai poate să mai reziste, pentru că nu există oponent pe măsura lui, mă. Asta e singura șmecherie, dar la ora actuală, cred că, da, nu știu ce să zic, am așa niște presimțiri astea foarte ciudate care mă bâșbe pe acolo prin organism, care mă bâșbe prin cap, așa. Între timp, teritoriul ăsta e foarte bun pentru gea. Uite-te câte pietre și câți copaci sunt pe aici. Pot să fac slalom între ele ca cel mai mare șarpe. Privește, lacul al doilea, și acolo este un spinozaur. Fai de cam, e prima chestie pe care o văd. Deci nebun la cap, numai spinozaur. Spre tovară, ce se întâmplă? Bă, e invazie. Hai, bată-l Dumnezeu și ăla e adul, mă. Oi. Aia nu-i foarte... Hai de cam, eu glitch-urile astea. Bă, dar ca să dă parte de ele, bă, ce dracu te mai glitch așa, bă. Hai de cam, eu n-am înțeles niciodată utilitatea la prostiile astea. Adică nici măcar nu sunt structuri, sunt niște corpuri, dracu, de structuri, nici măcar nu sunt texturate. Ce naiba e chestia aia acolo care mănâncă? Crrr, bă, la un ceratozaur acolo, mă?
Parcă așa Arthur Pani mănâncă ceva totuși. Sau e un... E un subadult Rex sau un ceratozaur? Habar n-am ce e aia, mă. Cred că e un ceratozaur, mă. După animația, după cum mănâncă, cred că aia e. Ia să merem noi acolo, cale întoarsă. Da, mă, ceratozaure! Gelaș a găsit un tovară și a început să plouă iarăși. Ce surpriză încântătoare. Ia să-mi fac pe o anunțată prezența, dacă tot îți prost. No, God! Now, there are two possibilities. He's gonna be a friend or a foe. Da, la asta nu m-am gândit la ce intenții poate să aibă. Ei, dar a mâncat, a avut acolo ceva de mâncare. Eu aș putea să fiu dușmanul între timp, că îmi scade hangar-ul. Și na, eu de obicei când îmi scade hangar-ul încep să nebunesc, așa și în jocul și în viața reală. E foarte acurat. Omul meu a fugit la viteza, eu nou titi cum s-o dus, mă. Da, am înțeles, se pare că tata mea fuge de Geralt. Bă, dar ce dracuși, mă, spaima așa, fai de cam, imediat cum apare Geralt, mă, nimic nu mai stă în cale, ești nebun. Ei, uite, Spinosaurul are niște raptor pe acolo, lângă el, ia, ni la el. Hai de cam, cum ar să vină raptor ăștia în coace, le-aș cam face felul, sincer să fiu. Na, ce-o mâncat ăla pe aici, mă, că vreau și eu. Liniște acolo și o pârlă. Ala-i, dă și Geralt, mare broadcast. Da, dă cu trei colu, am înțeles, dă cu trei colu. Na, oamenii are tupeu, mă. Nu știu ce vor de la existența mea, dar ok. Mă, tu ai tupeu, mă, tu vrei să vin la tine, mă. Ce jucători de Utah din jocul ăsta, mă, sunt senzațional, na, ce dracu să mai zic. Mamă, cât e cuiburea ăștia acolo, dar ce dracu au făcut ăștia, fermă de ouă. Dai cu trei colu, cât o vrea, acolo nu vin la dumneata, tu să vii în coace. Să vedem, hai să vedem cine o dă parte în parte, cine e mai șmecher. Eu între timp aceea le beau lacul, dracule, le se capa să mai poată mai noate înapoi. Oh, nu, subadul de Rex, de unde e dracu și mă? Mă, ce dracu tot iese de pe insulița aia, fabrică de dinozauri, mă, ce dracu? Hai de cap, ăla nici ăla nu cred că poate să mă prind, nu cred că e suficient de rapid, nu cred că poate să țină pasul cu Geralt, ce viteza, mă? 36 de km la oră, cred că Rexul are undeva la 40, nu-i așa, subadul. Nu, gunoiul dracu, ce ești? Gunoiul dracu, ce ești? Tu te pui cu mine, mă, stai așa că nu-ți mere. Gunoiul dracu, ala-i, stai așa că nu-ți mere, fraiere. Fai de cam, te face T-Rex, ia, ala-i, vină cu acea. O, doamne, m-am mușcat, mă, fai, dar cum n-ai, mă? Hitbox-ul e din el, ala-i. Bă, dar nu poți să-l muși pe el, mă, ia, stai așa. Ala-i, nu-ți merge, ala-i. O, ai de capul meu, nu-i posibil așa cea. Un Carnotaur, normal, evident, ala-i. Ala-i, nu cu face, mă, demon mic ce ești, ai de capul meu. Ia, stai așa că te face el, Geralt, mă. Te pui cu Geralt, mă. Ala-i, stai așa. Ala-i. Am bleed heal bun, dar... E ca dracu că el mă mușca pe mine, eu nu l-am mușcat pe el. Oh, nu e ok, doamne. Bată-l, dumne. Normal că a portat un cârnat cu picioare de nicăieri, numai cârnat cu picioare în jocul ăsta, doar atâta găsești, mă. În al patrulea ecran, șansele mele că au scăzut drastic cu 99%, nu-i așa? Al dracu Carnotaur, mă. Și m-a omorât Beleidul. Ce interesant. Și m-a lăsat, nici măcar nu m-a mâncat, de când m-a omorât, mă? O oră irosită din cauza la un gunoi de Carno. Da, mă, oameni, ăsta este clipul de dială. Wow, ce interesant, mi-am petrecut atâta timp ca să mor de un inorocit de carne iarăși. Bă, ce dracu-i prost, chiar, bă, urăsc Carnotauri atât de tare, doamne. No, știi ceva? Următorul clip o să fie carne. Atunci, oameni, lăsați dracu acolo, like dacă v-a plăcut. Chinul și suferința mea îndurătoare. Băga mea și picioare, m-am lăudat atâta numai ca să mor de la un cârnat iarăși. V-a plăcut, lăsați like, dacă nu v-a plăcut, lăsați like, îl dau T-Rex-ul seama dacă mai fac sau nu. Până atunci vom să-ți spun toată atenția cu asta, tot suportă fel, noi ne vedem cam și data viitoare, hai da, pa!